Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Adrian Gearăp, a fost prezent într-o vizită de lucru în județul Dâmbovița. Împreună cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, președintele AMF a mers pe teren în comuna dâmbovițeană Poiana pentru a verifica modul în care se implementează proiectul Sistem de canalizare a ape uzate și menajere în satele Poienița și Poiana. La fața locului i-a așteptat primarul Marian Șerban, care le-a prezentat oaspeților stadiul proiectului. Ce vedeți cu verde aici? Lucrările sunt finalizate în momentul de față. Și ce este cu roșu? Sunt circa 3,5 km. Mai au de făcut. Termenul de finalizare a lucrării este undeva la sfârșitul lui octombrie. Deci lucrarea, să zic așa, e făcută în proporție de 80%. Și cred că până la sfârșitul lunii octombrie vom face inaugurarea, unde vă invit de pe acum. Lucrarea este finanțată de către Administrația Fondului de Mediu în proporție de 85% și 15% finanțare din bugetul local. Bineînțeles că pentru a finanța undeva la 5.900.000 care i-am luat de la Administrația Fondului de Mediu ne-a trebuit să facem un împrumut. Noroc cu Guvernul României, care au dat o ordonanță în care consiliile locale, primăriile, se pot împrumuta cu o dobândă foarte mică pe 10 ani, cel puțin ce am făcut noi, și deja ne-au virat banii 900 de mii, adică 9 miliarde de partea noastră de cofinanțare. Contractul cu Administrația Fondului pentru Mediu este în valoare de 6 milioane, au fost decontați 1 milion și jumătate până acum. Mai trebuie să decontați 4 milioane jumătate de lei. Este o cerere deja depusă în august acum, da, pe care o procesăm în zilele următoare, va fi vizită în teren și ultima cerere de tragere va fi depusă în octombrie. Deci, în mod normal, dacă respectăm graficul, în octombrie lucrarea trebuie să fie finalizată. La nivelul localității avem două proiecte, acesta de canalizare și un parc, care am înțeles va fi și el finalizat în toamna acestui an. Da? Și în momentul finalizării și acela va fi achitat. Și la sfârșitul anului vom avea decontați aici, anul acesta, undeva la 6 milioane de lei, numai la nivelul localității Poiana. Drumul județean Lungulețul Poiana intră în reabilitare. A fost lucrări acum pe zonă și era normal să lăsăm să finalizeze. Numărul 2, începem lucrările de asfaltare între Poiana și Românești Potloci și este un lucru foarte bun. Și numărul 3, mâine dimineață mă văd cu domnul primar pentru două probleme. Are nevoie de resurse pentru cofinanțare la GALP. Vedem cum găsim soluții. În al doilea rând, să încercăm ca toată această investiție să o ducem pe un decont final pe fonduri europene, și am făcut cu alte localități, pentru că va permite localității să-și recupereze cota de cofinanțare de 15% plus 25% din ceea ce a dat Administrația Fondului de Mediu. Și acești bani pot fi folosiți pentru alte obiective de investiții din localitate. Această investiție majoră pentru comuna dâmbovțeană Poiana se realizează cu finanțare în procent de 85% de la Administrația Fondului pentru Mediu și 15% finanțare de la bugetul local. În momentul de față, stadiul fizic al lucrărilor este de 70%. Valoarea proiectului este de 7.066.159 lei. Valoarea decontată este de 1.300.000 lei. În curs de decontare este suma de 1.500.000 lei, iar suma de 5.766.159 lei reprezintă restul de decontat. Autoritățile locale sunt încrezătoare că investiția se va finaliza în cel mai scurt timp. Se vor realiza 18,7 km de rețea de canalizare în satele Poiana și Poienița.